Good afternoon. The Secretary-General and the Prime Minister will make statements, and then I'm afraid, because we're already quite late, we will not have time for questions. Secretary-General. So, Prime Minister Danilitsa Viorica, welcome to NATO. It's a great pleasure and honor to meet you here at the NATO headquarters. Romania being such a staunch and a highly valued ally, it's really great to have you here. This year is the 15th anniversary of Romania joining our alliance. Your membership has been important for NATO and for Romania. You contribute to our shared security in many different ways, and your contributions are making us all stronger and safer. Romanian forces are part of NATO's training mission in Afghanistan, helping to stabilize the country. And you contribute to stability in the Western Balkans with your troops in the KFOR mission. In Europe, Romania serve in our multinational battle group in Poland. Romania also plays a crucial role in the security in the Black Sea region, including with a Romanian-led multinational brigade in Craiova, air policing, and a strong naval presence. Romania also hosts a site for NATO's ballistic missile defense at Devezulu, helping to protect Europe from missile threats from outside the Euro-Atlantic area. So thank you for all that Romania does to make us all more secure. At the start of January, Romania assumed the presidency of the European Union for the first time. NATO and the EU are already working more closely than ever in areas including military mobility, cyber and hybrid threats, and maritime security. And I welcome your plans for further strengthening EU-NATO cooperation during Romania's presidency. We face a more dangerous and unpredictable world, so it is important that all allies invest in defense. I welcome, therefore, Romania's plans to spend 2% of GDP on defense this year, and that you intend to modernize your armed forces over the next decade. This is important because fair burden sharing means more than just cash. It also means investing in modern capabilities and contributing to NATO missions and operations. I encourage Romania to continue on this path. So, Prime Minister, once again, welcome to NATO, and many, many thanks for your leadership and your strong commitment to the alliance. So, please. Îi mulțumesc domnului secretar general Stoltenberg pentru primirea călduroasă și pentru discuțiile consistente pe care le-am avut. Este un moment important pentru România. În prima parte a acestui an, deținem președinția Consiliului Uniunii Europene și celebrăm totodată 15 ani de la aderarea la Alianța Nord-Atlantică. În egală măsură, în 2019, NATO împlinește 70 de ani de la fondarea sa. Toate aceste repere ne îndeamnă la o reflecție strategică asupra modalităților de a răspunde cât mai eficient provocărilor cu care ne confruntăm împreună. Sub aceste auspicii l-am asigurat pe secretarul general că România rămâne un aliat de încredere. Susținem ferm o alianță puternică și consolidarea relației transatlantice, indispensabilă pentru securitatea euroatlantică. Ne-am îndeplinit și vom continua să ne îndeplinim toate responsabilitățile în cadrul NATO. Am crescut semnificativ bugetul alocat apărării și acordăm o atenție specială programelor de modernizare și înzestrare a forțelor armate.
Suntem prezenți în teatrele aliate de operații. Aș dori să amintesc Afganistan, unde România se regăsește printre cei mai importanți contributori, dar și participarea noastră la măsurile de consolidare a apărării pe flancul estic, atât pe teritoriul național, cât și în Polonia. Jertfa militarilor români, cărora doresc să le aduc și cu acest prilej un omagiu, reprezintă dovada supremă a angajamentului nostru în cadrul NATO. I-am prezentat secretarului general prioritățile României pe durata deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene, cu accent pe cele care vizează coeziunea și cooperarea între statele membre în fața noilor provocări de securitate, dar și cele care urmăresc asigurarea unui rol mai proeminent al Uniunii Europene la nivel global. Ne dorim ca Uniunea Europeană să își consolideze capacitatea de a răspunde amenințărilor de securitate, dar ca partener al NATO. Am subliniat importanța pe care România o acordă dezvoltării parteneriatului NATO-Uniunea Europeană pe baza măsurilor concrete stabilite între cele două organizații. Acțiunea Uniunii Europene pe dimensiunea de securitate trebuie să fie complementară alianței și să evite duplicările. Ne confruntăm cu foarte multe provocări comune, precum atacurile hibride, inclusiv în domeniul cibernetic, și utilizarea dezinformării și a știrilor false pentru a crea tensiune, pentru a crea neîncredere. Trebuie să le facem față împreună. Aceste teme se găsesc printre prioritățile României pe durata președinției Consiliului Uniunii Europene, dar și în cadrul NATO. Asistăm în continuare la menținerea provocărilor de securitate complexe în vecinătatea imediată a Alianței. Am transmis susținerea Guvernului României față de progresele importante obținute în procesul de adaptare a NATO la noile realități și am accentuat asupra necesității ca acest proces să continue. Consolidarea posturii de apărare și descurajarea alianței în ansamblul său rămâne o prioritate care necesită eforturi susținute din partea tuturor aliaților. În discuția de astăzi am avut un schimb aprofundat de evaluări privind situația de securitate din regiunea noastră, cu accent pe evoluțiile din zona Mării Negre. Apărarea pe flancul estic și în regiunea Mării Negre este parte integrantă a acestor eforturi și reprezintă un demers esențial pentru întreaga alianță, căruia România va continua să-i acorde o atenție specială. Am subliniat că securitatea la Marea Neagră este parte integrantă din securitatea spațiului euroatlantic și că alianța are nevoie de o abordare strategică în această regiune. În același timp, am susținut importanța aprofundării cooperării NATO cu partenerii săi, atât cei din vecinătatea sudică, cât și cei din vecinătatea estică și din Balcanii de Vest. Partenerii noștri necesită susținerea aliaților pentru a face față riscurilor de securitate existente. România este pregătită să contribuie activ în acest sens. În concluzie, vom continua cooperarea noastră excelentă cu Alianța și îl așteptăm cât de curând pe secretarul general să vină în România, atât
pentru a participa la reuniunile organizate sub egida președinției române a Consiliului Uniunii Europene, cât și pentru a continua dialogul nostru pe teme de securitate. Vă mulțumesc. Thank you very much. This concludes this press point. Thank you.